Giuliu, bine ai venit la Națională. Suntem fericiți să te avem aici. Ne bucurăm pentru golurile tale marcate la UTA. Ești titular incontestabil acolo. Urmărim toate meciurile. Și vreau să ne spui cu ce gânduri ai venit acum la Națională înainte de meciurile cu Azerbaidjan și România, acolo unde vei întâlni mai mulți adversari din campionatul românesc. Foarte mare plăcere și onoare să reprezint țara mea încă o dată. Treburile merg tare bine la UTA, mă sunt bine, joc meci din meci și sunt fericit. Am reușit să bat goluri și să vin aici să am două meciuri amicali și unul cu România. Fie foarte important că când mă întorc acolo la echipa mea să mă întorc cu victorie. La UTA s-a schimbat recent antrenorul. Tu ai avut, îmi pare, o relație foarte bună cu fostul antrenor, dar schimbarea nu s-a influențat. Tot ești titular, tot joci meci de meci. Care dintre cele 5 goluri la UTA e cel mai memorabil pentru tine? Sau toate sunt importante? Da, s-a schimbat antrenorul, am avut bună relație cu Păinaru și ce contează e la antrenament, ce arăți la antrenament și arăți în meci. Antrenorul ăsta aduce un plus și cred că azi progresez încă mai mult și azi am continuitatea asta din meciuri. Dar golul cel mai frumos cred că e primul gol în eu, care l-am batut din voleu și e important. Atmosfera la Rad este una fantastică, cu zeci de mii de spectatori în tribune. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă după meci. Câte lume se apropie de tine pentru a-ți mulțumi pentru goluri sau pentru a te încuraja? Da, e foarte frumoasă atmosferă, suporteri extraordinari. Am făcut, cred că la fiecare meci, mai în jos de 7-8 mii de spectatori. Nu, toți vin, toți sunt cu noi și după meci e frumos că au dreptul copiii mai mulți, au dreptul să vii pe teren și e foarte frumos să ai apropierea asta cu suporterii. Spune-mi, te rog, ai marcat 5 goluri la UTA. Când ai gol pentru Naționala Moldovei? Mă doresc foarte mult să am primul gol pentru Naționala. O să încerc și mă doresc să bat acum în aceste două meci care vin, dar cum am zis, eu lucrez principal că să avem rezultate cu echipa noastră, să arătăm la toată lumea că Moldova are buni jucători și e o echipă bună. După ce ai jucat la UTA așa multe meciuri și ai marcat goluri, iar eu cred că ai niște oferte și din altă parte. E adevărat? Impresarul meu lucrează și o vedea, până când eu sunt la UTA și mă doresc să joc cât mai mult meciuri la UTA anul ăsta și să ajungem, Doamne ajută, în play-off și să avem cât mai multe bune rezultate. Dacă e să vorbim despre Naționala Moldovei, cât de importantă pentru tine este susținerea spectatorilor din tribune? E foarte important că pentru toți jucători, când avem public care nu se susține, avem ca a doilea suflet, că noi jucăm pentru public, e un sport care noi suntem actori și trebuie să facem plăceri la publicul nostru. Ești născut la Jedinec, vin rudele tale din Jedinec să te vadă la stadionul Zimbru? Da, câteodată vin, nu de la Jedinec, că s-au mutat dam la Chișinău, dar e tare plăcut că să vedem de-a noștri în tribune. Tricoul tău pentru cine e pregătit de la următorul meci? Nu știu. Încă te gândești? Mă gândesc încă. Dar ultimul cui l-ai dat? Ultimul l-a dat la Otele și unul la Damașcan. A fost o perioadă când tu cochetai, spunem așa, cu Naționala României. Acum joci la Naționala Moldovei. Nu ți-a părut rău că ai ajuns până la urmă aici să joci la Naționala Moldovei? Nu, deloc. Nu îmi pare rău că eu acum mă doresc să reprezint țara mea. Și a fost vorba, ok, de ca să joc pentru România. Aia asta a fost treaba cu presarul, cu familia, mai mult discuții. Eu nu prea am intrat în discuțiile astea, nu m-am făcut ce mi-a spus să fac, dar până la urmă
am decis eu după să joc pentru Moldova și sunt tare bucuros că am ales naționala mea. Cu cine te-ai împrietenit aici la Naționala Moldovei? Cu Vitali Damașcan, m-a tare bun prieten, care e foarte bun jucător. Poți contez pe el la fiecare meci, că are talent și asta ne place. Suntem foarte apropiați. Ai stat în Moldova deja de câtva timp, după ce tinereții ai petrecut-o în Paris, în Franța. Mâncarea moldovenească îți place? Da, cum să nu ne placă? Mâncarea de acasă e cea mai bună. Dar dacă n-am revenit în România să regăsesc asta, mâncarea de acasă, e foarte, foarte plăcut. Se deosebește de cea franțuzească, nu? Bun și așa din Franța tot. Dar e mai bună aici. Da, e mai bună a noastră, da. Ai avut posibilitatea să mai vezi Moldova, să mai mergi până la Edineț sau în alte părți sau nu prea? Nu prea am avut timp să mă duc să mă întorc, dar ați găsesc un pic de timp să tot, poate pe în zilele astea de liber, ori nu știu. Un mesaj pentru spectatori, un îndemn să vină în tribune. Voi sunteți foarte importanți pentru noi și noi îi dorim cât mai mult să fiți un număr mare în tribunile noastre ca să ne bucurăm toți împreună.